Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente a lansat în această lună, în cadrul evenimentului Pact for Health, Parteneriat Strategic și Inovație pentru Pacienți, un document de colaborare cu factorii de decizie pe patru axe majore: accesul optim și echitabil la inovație al pacienților români, stimularea cercetării și dezvoltării în industria farmaceutică inovatoare, un sistem de sănătate transparent și bazat pe dovezi în beneficiul pacienților români și finanțarea adecvată și predictibilă medicamentelor inovatoare și vaccinurilor. Pactul pentru inovație în sănătate își propune să unească pe toți factorii de decizie, partide politice, asociații de pacienți, experți, medici, industrie, pentru a îmbunătăți rapid sistemul de sănătate. România se află pe locuri codașe la toți indicatorii privind sănătatea, de la speranța de viață la mortalitate prevenibilă și acces la medicamente. Este acum momentul să prioritizăm sănătatea? Era de acum 30 de ani momentul să prioritizăm sănătatea, doamna Alexandra Mănăilă. Mulțumesc pentru invitație. Pare rău că de-a lungul timpului toți miniștrii, cei 30 pe care i-am avut până acum, au declarat că trebuie prioritizată sănătatea, însă partea financiară a fost mai puțin sustenabilă în declarațiile acestor miniștri. Da, este momentul să prioritizăm sănătatea, fiindcă timp de 50 de ani de comunism a fost declarată ca fiind sector neproductiv, ca fiind sectorul care nu mai consumă fără să producă, ceea ce este, s-a dovedit, cel puțin în timpul pandemiei, că readucerea și reintegrarea pacienților infectați în câmpul muncii poate aduce beneficii economice. Care sunt acele măsuri urgente care ar trebui luate? Este dezideratul oricărui strateg în sănătate ca prim obiectiv de întărire a asistenței medicale primare și ambulatorului de sănătate, de specialitate. S-a dovedit prin studii internaționale multianuale făcute de Organizația Mondială a Sănătății, că acele sisteme sanitare care au investit în ambulatorii și în asistența medicală primară sunt cele mai eficiente sisteme. Se face un top din 5 în 5 ani de către Organizația Mondială a Sănătății ale celor mai performante sisteme de sănătate din lume și s-a dovedit că acele țări, respectiv, de exemplu, sistemul francez sau sistemul olandez, care au investit mult în asistența medicală primară și în ambulatoriile clinice de specialitate, sunt sistemele cele mai performante, sunt sistemele care rezolvă 80% din patologia de adresare, astfel încât în spitalele de acut să nu ajungă decât pacienții care, a căror viață le este pusă în pericol. Ați exemplificat cu câteva țări din Europa. Credeți că este nevoie de un pact al inovației în sănătate care să ne ducă la standarde europene de îngrijire? Cred cu tărie în existența acestui pact, despre care încă o dată spun că ar fi trebuit semnat, încheiat încă de acum 30 de ani. Tot Organizația Mondială a Sănătății este cea care a dovedit că nu numai sistemul sanitar contribuie la îmbunătățirea indicatorilor de morbiditate și mortalitate a oricărei țări, că sistemul sanitar nu poate contribui oricât de mult ar fi finanțat decât cu maxim 10 până la 12% în îmbunătățirea indicatorilor de morbiditate și mortalitate dintr-o țară. Că de fapt până la urmă contează stilul nostru de viață, nivelul de educație, gradul de cultură,
nivelul socioeconomic, modul în care ne gestionăm stresul, prevenția factorilor de risc asociați bolilor cronice cu impact major în sănătatea publică. Deci investiția cea mai mare trebuie pusă în prevenție, extremitatea și baza sistemului de sănătate și trebuie pusă de asemenea trebuie pus de asemenea accentul pe partea de recuperare, pentru care eu vă spuneam în alte conversații de ale noastre că suntem cu mulți pași în urmă în legătură cu finanțarea recuperării. Cum am putea alinia toți factorii politici în jurul unui pact? Cu ajutorul dumneavoastră, doamna Alexandra Mâilă, și cu ajutorul mass mediei și al presei. Și cred că nu numai factorii politici trebuie să implicați. Cred că trebuie să implicați și cei care s-au opus cel mai mult reformării sistemului sanitar românesc, respectiv corpul medical. Cred că trebuie implicați pacienții, de asemenea sistemul de educație, sistemul de gradul de cultură. Cred că trebuie un parteneriat mult mai extins, pentru că vă vorbeam despre determinismul acesta plurifactorial al sănătății. Pentru inovație, da, atenția noastră a fost îndreptată către sectorul farmaceutic și către nevoile pacienților, ținând aproape cu asociațiile de pacienți, astfel încât, atât cât s-a putut la noi în țară cu acest nivel de finanțare al sectorului de sănătate, să reușim să introducem tot ceea ce a aprobat ca și introducere pe piață Agenția Națională a Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale. Așadar, considerați practic că ar trebui să existe constant un dialog cu industria farmaceutică, cu asociațiile de pacienți și cu experții în domeniu. Absolut. Alte țări au o colaborare constantă cu industria farmaceutică inovatoare și au semnat deja documente de colaborare pentru a asigura accesul sustenabil și predictibil la terapii și soluții de ultimă generație. Cum vedeți în România o astfel de colaborare? Există o colaborare, există întâlniri permanente cu deținătorii de autorizație de punere pe piață. Aceștia însă într-adevăr se plâng de faptul că există timp lungi de așteptare de la depunerea cererilor de introducere pe piață până la aprobarea introducerii pe piață. Înțeleg că se reformează instituția ANMDM-ului și că ne vom alinia și noi cerințelor Uniunii Europene, acelea care prevăd ca odată ce Comisia Europeană a Medicamentelor aprobă introducerea pe piață a unui medicament, toate țările, state membre ale Uniunii Europene, să se alinieze acelui termen. La noi au existat, într-adevăr, s-a vorbit în emisiunile dumneavoastră și aproape 800-900 de zile de așteptare până la introducerea unui medicament inovativ. Ce vreau să vă spun însă este faptul că din totalul fondurilor pe care Casa Națională de Asigurări Sociale de Sănătate le consumă pentru decontarea medicamentelor, 70% din aceste fonduri merg către medicamentele inovatoare. Practic nu a existat medicament inovator aprobat de ANMDM pe care Casa Națională să nu-l introducă în hotărârea noastră specifică de guvern, hotărârea 720, pași de 720, astfel încât și pacienții noștri să aibă acces inovatoare. Consumăm din total fond al asigurărilor sociale de sănătate în jur de 36%,
Este un procent dintr-un produs intern brut alocat sănătății, e adevărat mai micuț, aproape 5, ceva la sută, nu ne-am apropiat încă de 6%, dar este un procent de consum, de decontare a medicamentelor care depășește media europeană, care se găsește undeva la 25% pentru decontarea medicamentelor din fondurile destinate sănătății. Cu toate astea, în topuri, românii figurează drept ultimii din Uniunea Europeană în ceea ce privește accesul la tratamente de ultimă generație. De ce credeți că suntem aici și ce se poate face pentru a ieși de pe locul codaș? Pe lângă interesul pe care noi l-am manifestat în legătură cu legăturile permanente ce le-am menținut cu industria farmaceutică și cu producătorii și distribuitorii de medicamente cu care noi am încheiat niște contracte destul de, zic eu, eficiente, contractele post-volum și post-volum rezultat. Cred că trebuie mai mult pus accentul, avem totuși și aici cel mai mic procent de accesare a studiilor clinice, studii clinice prin intermediul cărora și pacienții noștri ar putea avea acces rapid la medicamente inovatoare și studii clinice despre care inclusiv Uniunea Europeană prin noua strategie despre care eu am mai povestit în câteva intervenții de ale mele și pe care am citit-o, nu are decât 25 de pagini, dar este o strategie extrem de ambițioasă care dorește să simplifice mult implementarea pe piața statelor membre UE a medicamentelor inovatoare, care practic își propune să rescrie regulile farmaceutice în România pentru a crește disponibilitatea, accesibilitatea pacienților la medicamente inovatoare. În ceea ce privește termenii legali, cum se pot respecta aceștia și cum vedeți îmbunătățirea cadrului de acces la terapii? Vorbeați de reducerea timpilor privind autorizația de punere pe piață. Cum le facem astfel încât să avem acces mai rapid, dar în același timp să respectăm și termenii legali? Dacă ne uităm în strategie, în care eu cred că așa am crezut în toate, în toți vizionarii în ceea ce privește reformarea sectorului de sănătate din România și dacă ne uităm pe strategia Comisiei Europene, strategia farmaceutică, o să observăm că există un model de chestionar transmisibil tuturor statelor membre UE, prin intermediul căruia statele membre vor avea posibilitatea să menționeze inclusiv factorii care blochează intenția introducerii pe piață a medicamentelor inovatoare. De asemenea, există voința acestei Comisii Europene pentru noua strategie farmaceutică europeană de stabilire unitară a prețurilor de rambursare, astfel încât să nu mai existe impedimente în legătură cu implementarea acestora, inclusiv în țările mai sărace, dintre care ne situăm și noi.